Salutare, oameni dragi, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Ciprian și în videoclipul acesta am să vă arăt cum puteți să transferați monede de pe Binance pe Ledger și invers. Prima dată o să mergem pe Ledger Live, asta dacă suntem pe calculator, prin cablu USB, ne conectăm, introducem parola la Ledger și ne asigurăm că este sincronizat. Ca să adăugăm aplicația, ne uităm aici la moneda pe care vrem să o transferăm. Dacă nu ne apare și vrem să o căutăm, putem să scriem aici. Eu deja mi-am instalat câteva. Dacă nu știți cum să faceți acest lucru, o să fac un scurt exemplu. Mergem aici, scriem de exemplu Quantum. Îi dăm install. Îi dăm Add Account, îi dăm acces din Ledger aici putem să-i schimbăm denumirea în ce vrem noi, done, și în acest fel, dacă ne uităm în Account, ne-a apărut și Quantum aici. Ca să transferăm monede, va trebui să facem în felul următor. Apăsăm pe Receive. Haideți să facem chiar Binance Smart Chain. Îi dăm Continue. Confirmăm de Ledger. Și ne va genera o adresă. Copiem adresa. O și verificăm, se termină cu AC2E22, ok. Îi dăm Approve. Și acum mergem frumos pe Binance. Dăm la Wallet, Fiat and Spot. Mergem la moneda care vrem, la BNB, îi dăm Withdraw, verificăm aici BNB, îi dăm Paste la adresă, ne asigurăm că este pe BEP20, adică Binance Smart Chain, și haideți să trimitem minimul care se poate, 0,01, îi dăm Withdraw, confirm. Continue. Va trebui să-mi introduc așa, îi dăm Submit și Complete. Vedem că tranzacția este în procesare. Nu că este la confirmarea 0 din 15, în funcție de cât de aglomerată este rețeaua, atât de repede vor ajunge și criptomonedele pe Ledger. A few minutes later. În regulă, între timp s-a terminat transferul, mi apare completed. Și dacă mergem pe Ledger Live, vedem că 0,095 BNB au ajuns pe Ledger. Din punctul meu de vedere este foarte simplu, trebuie să ai doar puțină răbdare până se face tranzacția, trebuie să fii atent unde trimiți, dacă trimiți pe blockchain-ul care trebuie, ca să dăm trimitere de pe Ledger pe un exchange, trebuie să-i dăm send. Selectăm ce anume vrem să facem, selectăm adresa care o luăm de pe exchange. O să mergem iarăși la Fiat and Spot.
Mergem înapoi pe BNB și dăm depozit. Selectăm Binance Smart Chain și ni se dă această adresă ca să putem să trimitem aici. Asta este tot procesul de trimitere de pe exchange pe Ledger și de pe Ledger pe exchange. Ce voiam să vă mai arăt, în cazul în care vreți să adăugați monede care sunt pe un blockchain separat, și o să dau exemplu moneda Axio, ne arată looking to manage ERC20 tokens, adică ne uităm după tokenuri care merg pe blockchain-ul de la Ethereum. Ca să poți să trimiți Axio pe Ledger, va trebui să ai ceva Ethereum în cont. Dacă mergem pe Go to Accounts, așteptăm să se sincronizeze și ne arată că avem 0 Ethereum, pentru că nu avem nici măcar 0.001 Ethereum, adică nu avem deloc, nu putem să adăugăm Axio. Cum puteți să aflați dacă moneda aceea este pe un blockchain sau nu? Mergem frumos pe CoinMarketCap, mergem la Axio și vedem că există contract doar pe Ethereum, nu sunt mai multe blockchain-uri ca să putem să facem transfer prin Binance Smart Chain, prin Polygon sau alte blockchain-uri. Adăugați un pic de Ethereum în Ledger și pe urmă o să puteți să vă transferați și monedele care merg prin blockchain-ul acela. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, dați-i un like, abonați-vă la canal ca să vedeți când mai fac update-uri sau postez videoclipuri noi, lăsați-mi în secțiunea de comentarii ce anume vreți să mai vedeți pe acest canal și până data viitoare, spor la bani!